Dincolo de proiectare și restaurare, arhitectul Sever Mitrache a simțit nevoia unui al treilea mod de exprimare, mărturisind în pictură armonii care nu se puteau fixa în cadențele precise ale spațialității arhitecturale. Tablourile sale ne arată un artist care desenează într-o atmosferă clasicizantă, compoziții dense, colorate cu virtuozitate. Nu întâmplător, cea mai recentă personală deschisă la Târgu Jiu și-a intitulat-o Desene colorate. Pictează cu frenezia evadării din cotidian, cu bucuria experimentării, a explorării de noi universuri. Fiecare cadru este ales cu voluptatea descoperirii unei noi provocări. Te surprinde cum gândește suprafața plastică și amestecă sufletul cu motivele și culorile. Timpul alocat acestei nobile preocupări este însă, din nefericire, prea scurt. De aceea, intensitatea trăirilor, concentrarea energiilor creatoare, sunt întotdeauna condensate în tablouri de o mare frumusețe și candoare. A început prin a exersa tehnica picturii în cuțit, obținând lucrări cu efecte spectaculoase. Participă la taberele de creație organizate la Curtea de Argeș, Ghimpețeni, Sighișoara, Sfântul Gheorghe Delta, Câmpul Lung Mușcel, Corabia, Orșova, locuri încărcate de motive picturale, unde a descoperit noi valențe și metamorfoze ale exprimării plastice. El însuși a inițiat o tabără de creație sentimentală, de o zi și o noapte, în satul natal la Bobicești. Cum se pare inițiativa asta bobiceșteană? Păi numai niște nebuni puteau să ajungă la o astfel de inițiativă. Și genericul este extraordinar. Tabăra de zi și o noapte. De fapt, este o tabără între prieteni, între scriitori, între plasticieni, oameni care au punți de legătură altele decât se întâmplă într-o lume debusolată. Armonia în sine, după paletă, ne unește, ca și cuvintele scriitorilor, fie că sunt poeți, nu știu, dramaturgi, eseiști, chiar ziariști, care sunt și creatori. Fiecare cu partea lui de suflet și astfel de întâlniri cred că vor mai fi. Găsim alte locații. Oricum, este o inițiativă lăudabilă și inedită. Eu aș spune chiar în peisajul spiritual al României. E greu într-o zi și o noapte, mulți din afară așa ar putea crede că nu se pot face și lucruri extraordinare. Ba dimpotrivă, natura este cel mai bun izvor de inspirație și scăpăm de o anume filozofie, avem lucrurile clare decât să ne amestecăm cu spiritul ei. Unii pictori ar spune că primăvara nu este propice realizării de peisaje. E drept, dar aici găsești mai multe nuanțe. De asta discutam și cu Andreea. Număram câte nuanțe de verde sunt aici. Nebunești. Sunt gata, transferabile pe paletă. Totul e să deschidem ochii, să știm să-i deschidem acolo unde trebuie. După cum spunea Nae, taberele de creație nu au fost numai o școală de pictură. Au fost întâlniri între prieteni care transcend timpul și spațiu, un Nicolae Truță, Florin Rogneanu, un Visi Ghencea, despre care nu avem cum să vorbim la timpul trecut. Milița Sion și Gheorghe Dobrescu, arhitecți și deopotrivă plasticieni, sau mentorul său Mihai Marin Cârstea, de la care a deprins pictura cu penelul. De acum înainte, drumul spre o mai liberă exprimare plastică i s-a deschis.
Fie că pictează apa în delta sau la Veneția, pădurea din marginea de sat sau câmpul cu macii înfloriți, fie că surprinde o stradelă dintr-un orășel de provincie sau turnurile impozante ale Sighișoarei, de care este îndrăgostit pentru că îi oferă o paletă inepuizabilă de motive, din orice unghi ai privi. Sever Mitrache dovedește o inspirată dexteritate în a reda atmosfera locului. Iar subiectele nu lipsesc. Pictorul le descoperă neîncetat în natura înconjurătoare. Ieșirile în peisaj, lucrul nemijlocit în fața naturii, trădează bucuria exuberantă de a picta. Crescut între dealurile și colinele Bobiceștiului, sfințit de apa Oltețului, Sever Mitrache se dedică peisajului pe care îl tratează într-o manieră romantică. Arbori cu frunzișuri ample, cărări în perspectivă ce se pierd în umbra caselor cu acoperișuri roșii, garduri încărcate de liliac, ne duc cu gândul la satul copilăriei de care ne este dor. De la maestrii a învățat tehnica picturii în ulei, de la natură, singurul loc în care se regăsește, a învățat diversitatea culorii în fuga luminii. Sunt nostalgic după vremea când mă duceam pe câmp la Bobicești cu Moș Mărin Dovleac, cu animalele pe câmp, ca toți copiii care au trăit la un Bobicești al lor, sau la care Bobicești am fost după aia cu Nae, cu Paul, cu Florin Rogneanu, cu Cătălin Mâinescu la tabăra de o zi și o noapte, care de fapt a fost de 3 zile, dar suna cel mai bine așa să fie de o zi și o noapte. Și este locul unde fug atunci când vreau să fug de orice. Ce înseamnă, de fapt, pentru tine pictura, pentru omul ăsta atât de prins cu alte lucruri și foarte importante și necesare și acele lucruri? Ce este pictura pentru Mitrache Sever? Este, ce să spun, e locul unde nu trebuie să faci decât un minim efort, în afară de ăla extrem de intelectual, de a nu-ți uita acasă șevaletul sau pânza. Adică trebuie să faci acel efort extraordinar, nu, o spun ca pe un exercițiu de bucurie, de a te muta acolo cu tine. Adică dacă te duci acolo și pui vopsea pe o pânză, ai plecat degeaba de acasă. Mai bine rămâneam aici în atelier, că e mult mai confortabil, nu mai car după mine nimic, nu mai alergi ca nebunul pe coclauri. Nu, dacă nu ești acolo, n-ai făcut nimic. Nu vorbesc din punct de vedere plastic, pentru că eu nu sunt un mare plastician. Eu o fac exact așa cum spuneam, ca să mă refugiez cu mine într-un loc unde avem noi niște lucruri de discutat. Toți în mână un cuțit. Ce ne poți spune despre tehnica ta? Cum pictezi tu? L-am exersat cu Visi. M-a întrebat Visi, așa cum îl știm toți: băi, nebunule, moșule, de ce cuțit? Uh-huh. Și după ce a povestit Ovidiu Bărbulescu, vai, cât personalitate are cuțitul, cât de spontan e cuțitul, cum nu poți să revii prea mult după cuțit, câtă putere de acoperire are, cât poți să faci dintr-o singură tușă de cuțit sau cât poți să strici cu o singură tușă de cuțit, eu am zis, aiurea. Nu, este o tehnică pentru leneș sau pentru, hai să nu dau cu mine chiar de pământ așa, sau pentru oameni care au puțin timp ca să spele, sau au prea puțin timp ca să spele pensule după aia. Și atunci mi s-a părut, așa de-a lungul timpului, că este mult mai ușor să șterg un cuțit pe blugi decât să spăl 10 pensule după o ședință, după un peisaj, după o ședință, da, de peisaj. Da, asta este un răspuns al la Mitrache Sever. Da, deci, da, da, da. Da, înțelegem dincolo de așa zisa ta glumă cu povestea cu cuțitul, ce înseamnă tehnica asta și pe care tu o stăpânești foarte bine.
Vreau să te întreb dacă atunci când mergi la peisaj, te inspiri spontan sau tu așa în gândurile tale îți faci o idee despre ce ai vrea să pictezi sau pur și simplu totul este spontan, ce îți oferă natura, relația ta cu natura în momentul respectiv? Nu e glumă. Nu este nicio glumă. Iubesc Sighișoara, de exemplu, încerc să merg la Sighișoara ori de câte ori mi se oferă ocazia, din păcate mi se întâmplă din ce în ce mai rar. De ce? Pentru că la Sighișoara, oriunde te-ai așeza, indiferent în ce direcție privești, nu poți să spui, bă, aici chiar nu pot să scot nimic din povestea asta. Altfel, eu plec la peisaj așa, azi este aia cu ziua egală cu noaptea, este solstițiu sau nu știu, da. Mă rog, cert este următorul lucru, că de peste o săptămână îmi voi pune în mașinuța mea în care încap doar eu un șevalet și o cutie cu nimicuri, nu o să lipsească de acolo până în octombrie un șevalet, două, trei pânze și o cutie cu minimul necesar. Și plec la peisaj, așa, ies din curte în direcția în care nu e nevoie să dau prioritate. Nu mi-am propus niciodată, atunci când plec singur, că mă duc la peisaj, la Bobicești, la Valea Mare, la Osica, ies într-o direcție și merg până într-un loc unde spun, da, ce-ar fi să mă opresc aici, adică la Bistrița, la Fleștenoagele copilăriei mele. Și las mașina pe marginea drumului, îmi iau șevaletul și mă mai duc 500 de metri, 700 de metri, un kilometru, până îmi găsesc un loc care îmi spune ceva. Cât de mult, eu știu, strădează pictura ta formația de arhitect? Nu. Pe chestia asta iau picioare peste gură de la maestrii. Toți, dar toți, adică începând cu Nae, cu Florin, cu Iulica Segărceanu, lângă care am stat sau care au stat lângă mine în timp ce, toți îmi spun, băi, uită de arhitectură. E adevărat că de data asta și cuțitul e ăla care nu te ajută, pentru că îți e la îndemână să pui o linie foarte dură, o linie foarte dreaptă, să nu poți să faci un pasaj, ca să citesc din maestru Paul Tudor Balș, care este maestru pasajelor și îl iubim cu toți pentru lecțiile pe care ni le ține aici, aiurea sau la Ghimpețeni. Fac eforturi foarte mari să scap de desenul de arhitectură, de care de altfel fug în peisaj. Da, nu că nu mi-ar plăcea ce fac ca profesionist, ca meseriaș. Îmi fac meseria cu plăcere, cu pasiune. Ei, fac acest efort și nu e o pornire spontană. Este îndemnul tuturor lângă care am stat. Voi fugi de desenul de arhitectură. Nu mai desena. Voi, arhitecții, și de aici începe povestea despre care uneori o simt și ca o răutate. Desenăm mult mai bine decât plasticienii, clar, dar ducem rigurozitatea dincolo de ceea ce înseamnă partea de artă plastică. Ducem rigurozitatea arhitectului către desenul colorat. De-aia mi-am intitulat expoziția de la Târgu Jiu, desene colorate, pentru că era mai mult desen colorat decât pictură. Desenez bine. Aș fi mitocan și ipocrit să spun, vai, nu. Nu. Desenez mai bine decât multă lume din Oltenia. Bun, iată că am găsit și răspunsul, da. De ce prefer cuțitul. Da, ai înlocuit creionul din arhitectură, exact, da. Cuțitul în pictură. Da. Da, da. Ce te inspiră cel mai mult? Să-mi iau rucsacul și bocancii și să plec, nu știu, undeva, unde semnul cel mai bun că ești cu tine este momentul în care ți-auzi pașii,
am studiat-o. Da. Am studiat-o. Indiferent că ești în pădure sau că te duci pe dig. La podul, între pod și unul dintre baraje. În primele 3, 4, 5 minute n-auzi nimic. Ești cu creierul la proiectul nu știu care, la întâlnirea cu nu știu cine, de ce a zis ăla că nu știu ce, de ce a zis ăla că nu știu ce. Așa? După vreo 5 minute încep să-ți auzi pașii, încep să auzi că există vânt, încep să auzi că există păsări, încep să nu mai auzi mașinile după drumul, să auzi tirurile după asfalt. Și treaba asta durează până când îți faci acest parcurs și te întorci. Arhitectul restaurator Sever Mitrache este atras nu numai de peisajul rural, surprins în habitatul său autentic, ci și de peisajul citadin, îndeosebi cel medieval. Au întâietate burgurile transilvane, Sighișoara, Biertan și mai nou Amnaș din mărginimea Sibiului, Câmpul Lung Mușcel, vechea capitală a țării românești, ori Slatina, în care proiectează dimensiunea urbană a vechiului târg comercial. Artistul trece prin filtrul sufletului imaginea ce transformă peisajul citadin într-o poveste. O poveste ce te învie să treci de ramă și să pășești în tablou. Străzi pustii, obiective istorice, simboluri arhitecturale, ziduri contaminate de ocruri, degajă parfumul unei epoci apuse care trăiește prin emoția noastră. Cu aceeași încântare așterne pe pânză sugestive proiecții artistice din locurile pe unde a călătorit. Minunata Veneție, Barcelona, orașul lui Gaudi, Gran Ferre în Bretania, unde mari pictori, printre care și românii, au pictat, atrași de peisajul unic al zonei. Satul istoric Sichia din Grecia, unde merge mereu să se întâlnească cu preotul paroh român Nicolae și cei 6 copii ai săi. Compoziția în picturile lui devine atributul suveran. Mereu echilibrată, armonioasă, compoziția este de cele mai multe ori guvernată de o perspectivă riguroasă, care pune ordine între elementele naturii din peisaj și se insinuează subtil în naturile statice pictate firesc, fără aranjamente sofisticate, mizând pe naturalețe și simplitate. Florile, motiv predilect din naturile statice, exprimă sinteza formelor, în care amănuntele nu domină ansamblul, ci servesc doar pe alocuri, ca accente cromatice bine stăpânite. Macii, un subiect aparte în tablourile lui Sever Mitrache, ne seduc prin felul în care își împlinesc rolul compozițional și cromatic, dar și prin roșurile nuanțate, de mare efect plastic, optic și emoțional. Maci, evident, peisaj, o lucrare mare, de mari dimensiuni, da. Dar eu vreau să vorbim nu neapărat despre lucrarea în sine. Știu, așa îmi spune și Liliana, vai ce ramă frumoasă, sigur că da. Ăsta e cel mai frumos. Și are o poveste, da, 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 și are da. O poveste această da. Ramă, mai ales povestea ramei, da. Ce vrea să ne spui. Despre oricare dintre lucrările mele de pictură m-ați fi provocat să vorbesc despre ramă, v-aș fi urât toată viața. Clar. Ei bine, în cazul ăsta, nu. Nu cred că voi reuși vreodată să fac o lucrare, să pictez un tablou care să spun, băi, am făcut o pânză la nivelul ramei. Nu, nu știu. Da. Sau, hai să spun altfel, mi-aș dori să ajung la concluzia că am făcut o pictură la nivelul ramei. Am rezerve foarte mari în ceea ce mă privește. Da. Rama este un obiect care mi este tare drag. Ăsta e și motivul pentru care am ales să-i fac un suport al lui și să-l aduc la mine în birou, pentru că aici stau cel mai mult timp din timpul meu de veghe, cât nu dorm. Și atunci prefer să o văd. Odată că în sine este foarte
performantă, este foarte valoroasă. Și doi, faptul că am recuperat-o. Și aici crește ficatul de restaurator în mine. Clar. Nu am dus-o cuiva să o restaurez. Am recuperat-o dintr-un spațiu unde urma să fie urcată într-o remorcă și dusă la gunoi pentru că era toată îmbrăcată în murdărie de șantier, în straturi și straturi și straturi de tencuială, de praf, de depuneri aderente, mă rog frumos. Așa? Să vorbim, da, în termen de specialitate. Din fericire, pentru mine, arăta îngrozitor în momentul în care am văzut-o prima dată, altfel încât n-a trebuit să o cer, să curtez pe nimeni, bă, ia-o, du-te de aici, să mă scap de chestia asta de aici, că e foarte grea, este foarte grea, așa, și din fericire, pentru a doua oară, nu lipsesc sau nu a pierdut decât foarte puțin din ceea ce numim generic substanță inițială. Am curățit la ea cu drag, și cu bisturiu și cu pensulica și sunând toți cu toate cunoștințele, toți prietenii mei care fac restaurare pe tot soiul de materiale, că la un moment dat cred că unii dintre ei m-au și înjurat, băi, ce faci acolo, că parcă ai fi descoperit nu știu ce, și am curățit-o împreună cu neanicu și este așa cum o vedeți, nu i-am pus nimic, nu i-am luat nimic și îmi este tare drag așa cum este. Pictorul Sever Mitrache armonizează pe pânză forme și culoare, modulate și modelate cu o intensă preocupare pentru materialitate, ritm și contrast. Rigoarea arhitectului se contopește în tonalități aproape muzicale. În general, arhitecții sunt niște oameni foarte luciți care analizează extrem de aproape orice situație pentru a găsi o rezolvare. Unde și când domnia sa a găsit acea libertate de a se exprima plastic, greu de spus. Acum, este foarte bine cunoscut faptul că arhitecții sunt niște excelenți desenatori. Lucrul acesta îl putem vedea în modul în care face proiecțiile compozițiilor sale, în modul în care compune aceste compoziții, în modul în care definește plastic forme ale naturii cu care vine în contact. În același timp este foarte bine cunoscut faptul că arhitecții sunt niște mici jucători la, să spunem, ruleta spațiului. Se joacă cu spațiul așa cum vor. Apelăm la ei când avem un spațiu foarte mic să ne dea o lecție de bază și să ne facă din interiorul nostru, din cutia aceea de la apartament, un spațiu vast, un spațiu care să-mi vorbească și de munte și de mare și de plăcerile mele și poate, dacă mai e loc, și ceva despre ce vrea să spună arhitectul. Unde se vede lucrul acesta? În primul rând, în faptul că proiecțiile domniei sale sunt cu orizonturile foarte joase, sunt proiecții panoramice, vrea să cuprindă mult, vrea ca să dea celuilalt această libertate a spațiului. Pentru noi spațiul larg, de fapt, înseamnă libertate personală. Locul meu în care mă pot mișca cum vreau, când vreau și nu contează intenția, de ce vreau. Dar dincolo de toate aceste elemente care țin într-un fel de profesiunea domniei sale, să revenim la ceea ce înseamnă pictură. Atunci când construiește un copac,
și este unul din elementele esențiale, definitorii în creația domniei sale, acesta nu este și arhitectural, este și artistic. Este și o stare, este și un volum, este și un ritm, este și o vibrație de culoare. Sunt lucruri pe care numai o sensibilitate artistică le poate organiza și prin capacitatea talentului poate să le execute și nu o personalitate formată lucid în limitele unei științe care este arhitectura. Puterea de expresie, puterea impresivă a imaginilor domniei sale, modul de execuție, care nu este asemănător niciunui artist, nici din zona Slatinei sau a Craiovei, fac din domnia sa un artist cu o personalitate, cred eu, distinctă, un artist care are ceva de spus tot timpul. Noi creem, fantazăm, poate, pe lângă opera unui artist, dar uităm că un tablou, o sculptură, o operă de artă decorativă este un element de comunicare între două spiritualități, cea a artistului și cea a comunității. Pictura lui Sever Mitrache nu urmărește spectaculosul imaginii, ci mai degrabă discreția profunzimii. Este o pictură sinceră, densă, receptivă și luminoasă, precum este și omul. Vreau să vorbesc despre pictura lui Severică pentru că au vorbit cei care trebuia să vorbească. Vorbesc despre dimensiunea umană a lui Severică în contextul în care mare parte din relieful acestui oraș a trecut prin mâna lui, prin atelierul de machete pe care l-a popicărit timp de ani de zile. Vă imaginați că acest oraș s-a născut trecând și prin mâna acestui om. Și relieful acestui oraș îl cunoaște la cel mai mic detaliu. În contextul acesta este și un personaj specific. Atât de specific încât eu personal am încercat tot felul de trăznăi, să-i propun tot felul de năzbutici de trăznăi și recunosc cu uimire că n-am reușit să-i găsesc încă o trăznaie pe care să o propun să nu o facem. Sunt atât de uimit încât am constatat cu stupoare că n-a putut să evite nici măcar momentul cutremurului și ne-am cutremurat tot împreună. Asta a fost chiar alaltă seară. Când m-a sculat, m-a scos din casă să vin urgent până acolo și într-adevăr a venit la momentul oportun ca să prindem un cutremur împreună și să nu mă lase nici să mă isterizez, nici să mă sperii, nici să mă scandalizez, nici să mă rog bine la Dumnezeu. Să mă oblige la calm, la reflexie și la filozofie. Deci în timp ce lumea suna și telefoanele erau blocate, Severica mă obliga să glosăm pe dimensiunea prieteniei, pe dimensiunea omeniei. Asta m-a uimit atât de tare încât am simțit nevoia să vă spun acum și să-i mulțumesc în continuare și să-i spun că l-aștept dincolo de această potecă de maci, pentru că știu că de aici, de la macii aceștia, urmează o nouă dimensiune în culoarea și în spațiul său plastic. Este un om care îți este de ajuns doar să-l cunoști și nu mai ești singur. Al doilea lucru, aș vrea să spun despre Severică Mitrache și noi cei de la Balș, eu și Chirițoiu, ne punem în pielea celor doi japonezi la Pearl Harbor când au crezut că au învins americanii. Ce am învins? Ce? Ai tu grijă de cât am trezit balaurul. Mi-ar plăcea să cred că doar am trezit balaurul. Fire comunicativă și sinceră, Sever Mitrache își evaluează opera prin ochii publicului. Marele juriu al celor 26 de expoziții personale pe care le-a organizat în țară și străinătate, precum și al numeroaselor expoziții de grup la care a participat.
Un neuitat moment de consacrare l-a trăit în luna lui Florar, anului 2017, când a expus alături de lucrările semnate de Ion Mincu, Horia Creangă, Octav Doicescu, Horia Bernea și alții, la Galeria Romană din București, în cadrul unei expoziții eveniment intitulată Nedespărțite daruri, arhitectură, desen, pictură. Armoniile picturii lui Sever Mitrache înnobilează casa pe care a construit-o împreună cu Liliana, colega de liceu, o casă frumoasă și plină, cât trei generații, în care trăiesc bucuria de a fi părinți și bunici. Pictura lui Sever Mitrache ne trezește profunde trăiri interioare, cu șanse de a dăinui multă vreme în memoria noastră afectivă. Un dar pe care ni-l oferă cu generozitate spre înfrumusețarea vieții noastre.